Iurie Bădicu, la bună dimineața, salutare, bine ai venit. Bună dimineața tuturor. Vezi ce publicitate ți-am făcut. Da, dar zic că nu e adevărat. Nu te simți tu un elev în viața de zi cu zi? Mă simt și, dar nu numai eu. Toți suntem elevi până la urmă, dar este adevărat că am o agendă. Se vede că Rodica ți-a șoptit. Ea a urmărit pe geam, a văzut. Da. Zi mulțumesc că nu era cu luneta. Nu. În spațiu... Avem o limită până la un anumit spațiu, nu? Intrăm peste tot. Bună dimineața, ce faci? Salutare! Noi facem bine! Noi lucrăm, o facem cu drag, o facem din drag. Încercăm să fim responsabili, să nu întârziem, să fim aici mai mereu prezenți. Dar vrem mai multe să vorbim despre asta cu tine, pentru că noi știm că ești foarte responsabil. Poate și desigur, un exemplu, nu doar pentru discipoli, pentru cei alături de care colaborezi, dar și pentru ceilalți. Ce înseamnă timpul de fapt? Vorbim de acum general, așa cumva mai... Păi dacă la general e important să-l utilizăm rațional, dar nu știu dacă noi reușim să fim stăpânii timpului, mai degrabă el este stăpânul nostru și ne poartă așa cum vrea prin istorie și prin viață. Ai bine? Așa, după subiectele cu Eminescu și cu Grigore Vieru trebuia să zic ceva. Așa mai filozofic. Bun, dar știi că în această perioadă toată lumea zice că are gadgeturi, are smartphone, are cumva tablete și își notează acolo. Tu rămâi fidel agendei scrise? Da, eu și în momentul de față și în acest an am o agendă veche, așa cum veche, nouă, dar oricum după stilul celor de câți ani. De câți ani? Cred că de 15-16 ani. A fost complicat la început pentru cei care poate nu au agenda, dar... Da, nu știam, adică făceam post-factum lucruri, adică scriam ce-am făcut de agenda. Adică era o agenda de statistică mai degrabă decât o agenda a planificării lucrurilor. Și am înțeles încet și ori scriam prezentul și apoi la sfârșitul primului an de agenda am început să planific pe viitor, să scriu. Și asta este un lucru, cum ziceai tu, care te responsabilizează agenda și te ajută să-ți obții scopurile. Asta e. Un exemplu vădit. Iurie Bădicu reușește pe toate. Dar acum întrebare. Cumva ți-ai scris în agenda și evenimentul la care ai fost înnobilat. Hai să zicem înnobilat, că a primit un nou titlu. Era cumva în agenda scris? Felicitări, apropo. Mulțumesc. Este... știi cum... Să fii maestru în artă este să fii maestru în ceva. Adică asta nu înseamnă că ai cuprins necuprinsul și ești maestru deja. Este un domeniu al meu specific de industrie muzicală și de drepturi de autor, de management, de impresariat, dar și de compoziții muzicale, de texte, de instrumental, de orchestrații, ceea ce fac eu, de fapt, 15 ani. Și o iau ca o recunoștință, nu doar a autorităților sau a statului Republica Moldova, dar și a cetățenilor care mă cunosc. Asta e. Și dacă mi-am planificat, nu mi-am planificat acest lucru, nu mi-am planificat, dar îl știam, adică nu a fost o surpriză. Știam fiindcă se cer niște acte. E un dosar acolo. Se solicită a completa un dosar, se solicită niște probe, niște argumente, câteva personalități sau instituții îți scriu recomandări și te înaintează la acest titlu și atunci e și asta o procedură de agendă undeva. Și cumva se cunoaște. Da, se cunoaște. Da, hai să menționăm și titlul, pentru că tu ai zis de nobilare, însă trebuie maestru să anunțăm. Art. Maestru în artă, exact. Felicitări pe această cale încă o dată. Mulțumesc și vă doresc și vouă să obțineți titluri care s-ar preta și care v-ar aduce satisfacție în lucrul pe care îl faceți. Mulțumim tare mult. Noi tindem la gloria muncii. Acolo trebuie să mergem. Eu cred că șefii stau cu ochii pe voi și o să fac un demers la cine trebuie. Dar eu știu un lucru, toți șefii stau cu ochii pe toți angajații. E cumva eu ziceam că stau cu ochii ca să vă dea un ceva, un ordin, nu? Un imbold mai bine ne-ar da ca să... Pentru noi e cea mai bună recompensă și cel mai bun ordin și titlul este recunoștința publicului. Asta e, exact. Acum, revenind cumva la organizarea asta ta, tu ai două proiecte mari de care ai grijă. Trupa Acord și Șapte Clase. Întrebarea mea... Trei! Da! Cel mai mare este familia exact. Mea. Este familia mea. Și cu această ocazie, dacă îmi permiteți, sigur, transmit salutări dacă încă soția nu a mers la serviciu, că pe Iulian deja l-am lăsat la școală și Luca va merge la Bunei astăzi, că e cu varicelă. Iar am și menirea să transmit un salut special și părinților mei de la țară,
Este vorba de Elena Boleacu și Mihail Badicu. Vă salut, dragilor. Știu că faceți focul în sobă acum. Ha, ce bine e acolo, bună dimineața. Pentru voi este un alt fel 14 februarie. Vă felicit. Felicitări, bună dimineața și din partea noastră. Da, revenind la activitățile astea cotidiene. Eu vreau să întreb, nu știu, pentru că până la urmă e personală agenda, da, care îți notezi. Dacă ai încercat să influențezi și băieții de la 7 clasă, poate și familia, poate și băieții de la cort, să aibă și oameni, ca să fie mai responsabil. Dacă ai avut mai multe discuții cu ei sau ai încercat să impui acest lucru? Nu, nu am impus, dar sunt de Igor și Eduard din trupa Acord, deci ei și-au procurat agende. Ce-i drept, nu până la Revelion, ci după. Mi-a plăcut reacția ta, pentru că în afara ceea ce auzim verbal, trebuie să fim atenți și la reacția corporală. Și mi-a plăcut reacția. A fost un gen, și-a luat agenda, dar ok. Primul pas a fost făcut. Da, și notează, și fac notițe, și este ok. Lucrează bine cu agendele. Mai greu cei de la 7 clase. Măi, abia acum au scăpat de agendele obișnuite, sincer. Ei confundă agenda cu zilnicul, știi, și cred că cineva o să ia și o să le pună note acolo. Și atunci ei fug de aceste agende, dar o dau pe gadgeturi mai degrabă și nu prea iubesc. Cred că cu ei nu reușesc să fac agende tradiționale și avem chaturi online pe diferite, să zic, suporturi și atunci e mai ușor, e mai eficient. Poți arunca un link, poți pune o poză, poți modifica, poți trage un filtru, adică e mult mai ok, dar în agenda ce ai scris cu penița nu tai. Da, știi, mai e ce o nuanță, apropo, pentru că nu te prindem foarte des și a fi avut familia Bonaparte la tine, fi diferită, toată lumea zicea de Napoleon că reușește mai multe lucruri deodată. Tu, în același timp, exact aceeași poveste, că am trage acum o linie tangențială, pentru că 7 clase și Acord, două trupe de succes. În mod normal, oamenii se axează cumva pe una și merg mai departe ca să nu fii... Păi, mă gândesc că ar fi timpul să fii și a treilea. Asta, eram sigur că o să zic asta. El trebuie să o chească cumva și al treilea. Și apropo, mă gândesc să fie un proiect feminin. Dacă... Deci, e și timpul cumva. Da. Sună interesant. Dacă poate te plictisești de televiziune... Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Știi, pentru că suntem pe final, vreau să te întreb totuși, e 14 februarie, e cumva și ziua iubirii. Știu că băieții de la 7 clase au și un concert mai special, dar tu ce faci? Tot cu ei sau mergi acasă totuși să sărbătorești cu soție? Uite, anume acest moment nu l-am planificat și nu știu ce voi face de seară și recunosc public, nu știu ce voi face. Vom merge cu trupa 7 clase și vom face proba de sunet în localul unde vom da seara concertul și vă invit pe toți, dacă aveți posibilitate, să veniți la un concert romantic cu muzică urbană a trupei 7 clase și după aia vedem, poate reușesc să facem ceva, nu știu, în familie, în jurul barului sau barul în jurul nostru, vedem. Vedem deja cum facem geometrie. Mulțumim tare frumos! Cu mare drag, mulțumesc și eu, vă doresc o zi cât mai bună tuturor!